În ultimile ediții ale emisiunii noastre v-am prezentat isprăvile specialiștilor de la Rofert în domeniul nutriției plantelor. De data aceasta o să facem cunoștință cu o altă grupă la fel de performantă care se ocupă numai și numai cu semințele plantelor. Haideți să-i cunoaștem împreună pentru că o să vedeți, sunt de ispravă. Acesta este Apollon, unul din cele 9 soiuri de grup pe care le comercializăm în România. Scuzați-mă, toate sunt așa de frumoase? Da, pentru că ce urmărim? Înainte de a aduce un soi, întâi îl urmărim în câmpurile de testare și de multiplicare, după care 2-3 ani de zile, după care îl aducem, îl testăm și noi în diverse ferme. Încă o testare? Încă o testare. Dacă confirmă, automat îl băgăm în partea de comercial, îl comercializăm către fermieri care își multiplică sămânță. Ca principiu de lucru, roa semințe pe cereale comercializează doar bază. De ce doar bază? Pentru că fermierul poate să-și controleze producerea de sămânță, își face calitatea care o dorește, nu mai cheltuie atâția bani cu cumpăratul de sămânță de C1. E un avantaj pentru ei de a-și face sămânța în condițiile lor, în calitățile care doresc. Deci nu mai sunt discuții vis-a-vis de sămânță. Exact. Noi comercializăm doar bază, baza o aducem din afară, în loturi de multiplicare, din prebază în bază, le urmărim, știm ce aducem, fără impurificări, fără probleme, deci în fiecare an urmărim calitatea semințelor și să dăm fermierilor calitate cât mai bună. Sigur, acum o sămânță de calitate deosebită, cu o genetică de vârf, nu poate să-ți dea producția pe care maximă dacă nu o însoțești și de o anumită tehnologie care exact. să o potențeze. Pentru asta suntem o echipă tânără de profesioniști, încercăm să fim aproape lângă fiecare client al nostru, de aceea urmărim în fiecare câmp unde am vândut sămânța și încercăm să-i dăm cele mai bune sfaturi. Sunt fermieri care ascultă și urmăresc sfaturile care le dăm și aplică ce le sugerăm, dar sunt fermieri care merg pe tehnologia proprie, obțin rezultate foarte bune sau poate să clacheze, asta depinde foarte mult și de ani, de tehnologie, de mulți factori care nu putem noi să-i controlăm. Pentru că toți suntem aici în acest lan, aș vrea să mai întărim încă o dată, dacă este nevoie, un lucru. În tehnologia oricărei culturi, ca să ajungi la performanță, e nevoie de mai multe lucruri. Exact. Da? Începând cu pregătirea solului, cu sămânță, cu fertilizare, erbicidare, protecție fitosanitară și așa mai departe. Ei bine, dintre toate aceste verigi, cea mai importantă este sămânța. Bineînțeles. Deci prima dată când alegi o sămânță, trebuie să știi ce vrei. De aceea și noi, având un portofoliu de 9 soiuri de grâu, am încercat să le poziționăm pe anumite zone. De exemplu, Apollon merge foarte bine pe partea de Bărăgan, sudul României, zona de Dobrogea, fiind un soi de grâu timpuriu. Ceea ce îl avantajează, nu prinde arșița care așa începe nu să se instaleze, da. Exact. Avem alte soiuri, gen Lazur, care merge pe partea de Moldova mai bine. Nu zicem că nu merge Apollonul, dar se pretează mai bine. Lazur, Trachica, Teresul. Teresul, de exemplu, este un soi de grâu care se pretează pe terenurile mai sărace. Nu se așteaptă fermierul să obțină 10 tone, ca în Bărăgan, dar vrea să obțină 5-6 tone sigure. Este un soi Teresul care se pretează pe aceste terenuri. De aceea noi încercăm tot timpul să zonăm atât cerealele, dar și rapița, și porumbul, și floarea soarelui care le comercializăm, încercăm să le zonăm pe arealul care le convine cel mai mult. Da. Este foarte interesantă ideea dumneavoastră de afacere. N-am mai întâlnit-o până acum, în sensul că le puneți la dispoziție fermierilor tot ce e mai bun pe piață, după ce ați testat și ați retestat semințele respective, după care ei își fac singuri tehnologia,
în funcție de ce doresc. Exact. Așa fermierul, dacă vrea să obțină o producție bună, așa să-și oprească sămânță pentru anul viitor, de exemplu C1, da, automat are grijă de câmpul unde pune. Că cumpără o tonă, că cumpără jumătate de tonă, asta înseamnă 2,5 hectare. Din 2,5 hectare, dacă punem, să zicem, un 5 tone curat după ce a selectat, îi ajunge pentru anul următor să semene 50-60 de hectare, ceea ce nu mai dă banii pe sămânța C1 și o produce singur în fermă. Își urmărește tot lanțul de sigur calitate. Da. Degeaba te duci și dai o sămânță bună la cineva cine nu face tehnologie. Corect. Automat trebuie să urmărești, ok, fermierul X, îl știu de 10 ani, face tehnologie, a ajuns la un nivel cu lucrările, ce poate să ia? Apollon sau Axum sau Fenis la Ors, ceea ce e pretabil pentru ferma lui, ca să obțină și un rezultat bun, să fie mulțumit. Să iasă profitul, până exact, la urmă. Profitul, exact. Maniera dumneavoastră de lucru este, dacă îmi permiteți, o provocare și pentru fermier? Da, este o provocare pentru toată lumea. Eu zic că este un avantaj pentru fermier, în principal, pentru că dacă faci o socoteală simplă pusă pe hârtie, cu o tonă de bază cumpărată, poate să scutească între 70.000 și 80.000 de lei care i-ar da pe sămânță de C1. Deci asta este, să zic, concluzia. Și de aici? De aici restul. La cultura de rapiță, maniera de lucru cu fermierii este un pic diferită, pentru că aici se lucrează cu hibrizi, nu cu soiuri. Și la rapiță același sistem îl folosiți cu fermierii? La rapiță nu este cu bază. Comercializăm doi hibrizi de rapiță, Quiz și Artemis, deci sunt doi hibrizi care i-am luat în portofoliu, la fel după testare riguroasă atât în cadrul câmpurilor noastre, dar și de la producătorii de genetică. Am urmărit la fel, să fie foarte bine adaptați pe condițiile din România. Artemisul și Quiz-ul sunt doi din hibrizii cu potențialul cel mai mare de producție la nivel european. Deci în catalogele europene sunt în top. De aceea i-am și adus în portofoliu. Mai avem încă 3 hibrizi care urmează în această toamnă să-i testăm pentru anul următor, să vedem cum se comportă. Să treacă examenele. Dar deocamdată ne bazăm pe cei 2 hibrizi care i-am văzut de urmărit ca și perioadă de înflorire. De obicei se calculează la rapiță o zi de înflorit 200 de kilograme producție. Asta, bineînțeles, plus minus sunt în funcție de ani condiții, și ani, sigur condițiile da. Meteo, de atac de dăunători, dar cam asta este raportul. Dacă e o cultură bună ținută în scurt cu tratamente, la rapiță se pot face ușor între 4 și 5 tone dacă se respectă toată tehnologia. E o producție foarte bună. Este o producție foarte bună, de aceea și noi am selectat acești doi hibrizi având potențial foarte mare, chiar extrem de mare pentru rapiță. I-am văzut în producție anul trecut, am avut aproape de 5 tone producție, anul acesta se pare că vom sări de 5 tone. Aici au fost 28 de zile. Suntem pe câmpurile la Fauna 2000, inginer Daniel Chesaru. Mi-a spus chiar acum, am vorbit cu el la telefon, 28 de zile de înflorit. Dacă calculăm cu 200 de kilograme, se apropie de 6 tone. Nu sperăm la 6 tone, dar noi zicem undeva în 5 tone, cred că se fac ușor. Deci ca să concluzionăm, nici rapița și nici grâul din partea cealaltă nu sunt făcute de dumneavoastră, sunt făcute de fermieri. Exact. Deci noi comercializăm sămânța, fermierul îl ajutăm să obțină cele mai bune rezultate în condițiile de cultură pe care le are. Și de potențialul lui ca și fermă, dotări tehnologice, urmărim foarte multe aspecte. Da. Dar încercăm să le oferim o consultanță tehnică atât cât putem și cât ne ascultă de a obține rezultate cât mai bune. Pentru cei care ne privesc acum și pe care îi interesează, le-aș recomanda să rețină un nume. Roa Semințe, care le oferă posibilitatea să arate de ce sunt în stare. Exact. Noi asta urmărim. Încercăm să le oferim
atât suportul nostru pe toată perioada de vegetație, să intre într-un program cu noi, să vadă ce avem și ce putem să le oferim și să încerce. Fără nicio emoție, în acest moment avem un portofoliu atât pentru rapiță cât și pentru cereale, să zic, complet. Se poate, mai aducem și o să-l îmbunătățim an de an, dar în acest moment pentru ce avem, eu zic că putem să oferim oricărui fermier din România ce are nevoie.